Studenții au ajuns din nou în perioada în care își promit a nu știu câta oară că vor învăța și în timpul semestrelor. Cei care au trecut prin focurile unei sesiuni de examene știu că această idee dispare odată cu finalizarea ultimului examen. Pe cei care își vor propune de acum înainte același de nerealizat obiectiv, îi veți cunoaște în continuare pentru că studenții din anul 1 al Academiei Navale Mircea cel Bătrân au fost cei vizați în această săptămână de echipa Scutul Dobrogei. Începând de luni, la Academia Navală Mircea cel Bătrân s-a dat startul examenelor. Dacă pentru studenții anilor mai mari sesiunea nu mai reprezintă o problemă, pentru cei din anul întâi aceasta este o experiență ce le va rămâne mult timp în amintire. De aceea am încercat să retrăim și noi emoțiile primei sesiuni alături de studenții anului întâi de la Facultatea de Marină Civilă. Cum este prima sesiune din viața voastră? E plină de emoții? Da, într-adevăr. Până acum am avut un examen, acum începe un șir, sunt pe lungă de examene și este mai greu decât ca în liceu. Cum te-ai pregătit pentru această sesiune? Am studiat la o perioadă de studiu pe care le acordă Academia. Pot să spun că am studiat și seara după program. Chiar la seara asta, până la sesiune, să mă pregătesc, am avut foarte mari emoții din primul meu examen. Până acum, cum se dovedește la această sesiune? Este prima sesiune din viața ta? Prin examen, super dovedește. Sper să fie bine. Emoțiile sunt mari? Foarte mari. Păi, exam... Nu pot să exprim, cred că... Destul de... Mă așteptam ceva mai rău. Deci nu este chiar așa de greu. Nu, nu este foarte greu. Emoțiile au trecut sau încă mai sunt? Mai avem încă două acum, că dăm trei materii cumulate și... Așadar emoțiile da, nu cresc încă, da. Mult succes în continuare. Mulțumesc! Chiar dacă studenții au trecut cu brio examenele de bacalaureat, acum ei sunt conștienți că cerințele și așteptările sunt mult mai mari, iar materiile noi trebuie studiate cu seriozitate, pentru că nimic din viața de student nu se mai compară cu cea de până acum. Acesta este primul examen susținut în această sesiune? Da, este primul examen. Din cele trei, acesta este primul. Și cum a trecut până acum? Până acum am avut noroc, este bine. Mi-a căzut un subiect pe care l-am putut aborda și pentru sper ce? Să-l iau. Pentru următoarele, cum te-ai pregătit? La fel ca la acesta. La toate m-am pregătit egal. Acesta n-a și plăcut, la arme sub apă. M-am pregătit, este de bine. Nu suntem considerați oameni maturi, nu mai suntem niște copii. Subiectele sunt mult mai grele. Este multă logică, mult de gândit. Nu se învață pe de rost. Surprinzător a fost că fetele, cu toate că este o specialitate de artilerie, deci este specialitatea artilerie, s-au prezentat parcă mai bine decât băieții, dar asupra examenului și-a pus din plină amprenta și emoția primului examen, adică indulgența va fi un pic mai mare, în sensul că vă ține cont de stângăciile care au fost comise în timpul expunerii subiectului pe care fiecare, după noroc, a tras. Nu este greu pentru o fată să fie alături de atâția băieți și la o astfel de specialitate? Nu cred că este. Fată sau băiat, fiecare încearcă să demonstreze că este mai bun, că poate mai mult decât celălalt. Competiția este acerbă, căci studenții vor să fie remarcați chiar de la început, mai ales că acum se bucură de îngăduința profesorilor ce vor trece cu vederea micile ezitări. Înclin să cred că nu vor fi restanțieri și sper să fie așa pentru folosul lor, fiindcă să pleci cu o restanță din primul examen este, să spunem așa, un mic handicap psihic. Febra examenelor va continua până pe data de 24 februarie, după care studenții vor fi răsplătiți pentru efortul depus printr-o bine meritată vacanță timp de o săptămână.